Deși este specific romă și am mândria asta că aduc o poveste romă aici, în Teatrul Național, că eu fac spațiu unei povești, zic eu, importante, am și bucuria că, indiferent de etnie, de clasă socială, de orientare sexuală, religie, oricine se poate regăsi într-o poveste ca asta. Și o să încep. Eu am crescut în țara asta și nu m-am regăsit toată viața mea. M-am uitat la TV, am fost la teatru și nicio poveste nu era cu persoane care să semene cu mine, care să fie despre noi. Și asta creează foarte multă durere și stimă de sine scăzută și așa mai departe. Și tocmai de asta e important că deschid un pic ușa și să intre un picuț de lumină. E ca și cum am intrat puțin și am pus și eu un steag.